Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Păi mare varietate de muzică. Toată ziua. It plays right here. Tot timpul. Europa FM. Un sfert de oră până la 8, când se deschid sălile de clasă și ele vi pot intra la evaluarea națională. Da. Hai să începem cu un mesaj, altfel vă așteptăm, dragi copii, la 0372069599. Salut, mă numesc Sara, sunt din Sebeș. Astăzi am examen la română și eu sper din tot sufletul să nu ne pice mesajul textului liric, chiar dacă e ok, e mai greu decât rezumatul sau alte chestii. Și sper să nu ne pice Matilda ca textul, nu, că după aceea îi jale. Dar sper să se ducă odată și să pot să-mi trăiesc viața cum eu trăiam înainte. De-abia încep examenele, draga mea. Traumă. Dar o să treacă, ai să vezi. Este un moment important. Ce o fi Matilda? Matilda e un text, da, îi jale. Îi jale, da. Matilda îi jale. Adevărul că da, sunt în orice generație. Sunt mamă, sper să nu-mi pice ăla, că e nenorocire. Și dacă n-aș avea noroc, poate mi-ar pica celălalt. Hai să vorbim cu Luca. Bună dimineața. Salut, Luca. Bună dimineața. Bună. Bună dimineața. Bună. Te duci la examen? Da, sunt în mașină, suntem pe drum. Acum mergem spre examen și îmi tremură și vocea și am zis să fac un erup de la ziua obișnuită și să sun la radio, că auzi, iau notă mare la examen, măcar să-i zic ceva lui mama. Care e subiectul pe care știi cel mai bine? Subiectul pe care rezumatul, Doamne ajută, ce pot să zic? Rezumatul, cel mai simplu. Rezumatul, cel mai simplu. Așa. Hai, la, că să fie bine. La ce, la ce ești așa și așa? La poezie acolo, cu sentimente, cu vrăjeli din astea acolo, e mai... Aia să știi, vezi că le-au să-ți folosească. Tuturor, da, băieților din toate generațiile le-a fost frică de versuri. Aha. Da, important e să știi câteva poezii alea adevăratele și restul te bazezi pe inspirație. Nu, dar serios acum, o să fie bine. Nu fi speriat, o să treacă, nu e cel mai important examen pe care o să-l dai în viața asta și nu e nici ultimul, așa că cu mult calm, nu te grăbi și nu ieși, da, din sală. Da? Adică chiar dacă te sperii sau chiar dacă zici că ai terminat... Sigur, apropo de meditații, că nu cumva să ieși eu din sală, m-a anunțat că nu cumva să ieși din sală dacă trece o oră. Deci, da. Da. Adică nu face ca mine. Și mie mi-au zis... din sală, știi? Practic stai acolo, citești, te gândești, păi fii atent. Chiar dacă nu știi ceva, mai lasă un pic să pritocească, ai timp. Te gândești, poate îți vine inspirația, poate ți se deschide mintea la un moment dat, da? Eu am primit același sfat, nu ieși din sală, poate găsești până la urmă de la cine să copiezi. Nu, acum nu se poate copia. Hai, baftă multe! Un băiat în dreapta, un băiat în stânga. Da, da, bravo, ține Luca, baftă! Luca. Hai să vedem ce face Raul, el merge la examen la Cluj. Bună dimineața! Bună dimineața! Salut, bună dimineața! Salut! Optimist? Cum ești? Destul de optimist. Mm-hmm. Ce vrei să-ți pice? Apoi, sincer, orice, m-am pregătit pentru toate situațiile, numai să fie un text interesant. Bună dimineața, dumneavoastră, sunteți premiant? Șef de promoție, chiar. Șef de promoție! Suntem onorați că ne-a sunat un șef de promoție, avem tot respectul pentru șefii de promoție. Să ne suni când s-or da rezultatele, să ne spui cât ai luat peste 10, dacă se poate lua peste 10, adică ar fi mișto, știi, pentru șefii de promoție să se dea 10 cu felicitări. Sau 10 cu bonus. Dar nu e nimic așa care să te încurce un pic? Poate, nu știu, despărțirea în silabe, să zicem. Nu cred că despărțirea în silabe. Nu, că asta e tare, tu ești șef de promoție, vrei să spui cerci? Eu cred că face despărțirea în silabe. Face mișto de noi. Dar râde de noi, da, mă. Raul, gândește-te cum sună, are ritm, are... Nu? Hai, baftă multă, baftă, Raul. Hai să vedem ce spune Gabriela, e profesoară de română. Bună dimineața, română, doamna profesoară. Bună dimineața. Doamnă, ce înseamnă textul discontinu? Că nu, eu nu știu. Serios întreb. Textul discontinu se bazează pe informații organizate sub forma unor secvențe de text care pot fi înțelese distinct și nu este obligatoriu să aibă legătură între ele. Adică, practic, discursul domnului președinte Iohannis. Dacă doriți dumneavoastră, da, o diagramă. Acum, spre norocul elevilor, ei nu vor trebui să memoreze sau să redea definiții, ceea ce este un lucru grozav. S-a schimbat asta, mă apuc și eu de școală din nou, din cazul ăsta. Da, de multă vreme nu mai cerem memorizarea aceasta cuvânt cu cuvânt din
Din partea elevilor lucrăm pe competențe. Examenul de evaluare națională de anul acesta este a patra ediție care se dă în format nou. Da. Profesorii sunt pregătiți să-i formeze pe elevi. Elevii sunt pregătiți în vederea evaluării. Într-adevăr, le este teamă de liric, așa cum au spus și antevorbitorii mei. Sper să le dea narativ. Ce ar putea să le pună așa probleme? Mă gândesc la gramatică. Acolo trebuie să fie foarte atenți, că pot apărea situații capcană, mai ales la enunțurile pe care le au de compus. Da, mai ales și la limbile latine, în general, gramatica e plină de capcane. Da, este dificilă și atunci și elementele de compoziție, exercițiile de compoziție din prima parte a examenului, din subiectul A, mai ales că la exercițiul 9 trebuie să facă paralelă între textul pe care îl vor primi și un text din cultura lor generală, din lectura suplimentară pe care ei îl știu. S-a schimbat cu multă atenție. Adică nu mai e ca pe vremea noastră când învățam comentarii pe din afară și trebuia să-l reproducem. Acum le dă un text și trebuie să facă o paralelă cu un alt text pe care l-au citit. Nu. Sunt două texte care se primesc inițial la prima vedere, se lucrează pe baza acelor texte și la un moment dat există acest item nouă unde ei trebuie să facă această paralelă despre care v-am povestit. Dar din ce ați văzut până acum, există varianta ca 2 ani consecutiv să fie același tip de text? Adică dacă că spuneați că le e frică de liric, dacă se dă liric anul ăsta, poate să mai fie și la anul? Da. Sunt mai multe poezii, nu doar să le dea liric, să scapi filmul de liric. Da, pentru că practic, se fac mai multe variante. Mai multe poezii. Da, și poezia va fi un text la prima vedere. Deci nu trebuie să memoreze ei nimic, doar dacă trebuie să facă o paralelă între poezia dată și aici era îngrijorarea pe care o cunosc ei. Dar doamna se studiază textul liric. Doamna profesoară, dar Dobrogea mai e în... Este în program? Puțin uscată, dar este. E nemuritoare Dobrogea pe cuvântul meu. Dar ce le recomandați copiilor care intră? Sigur, ați făcut-o de nenumărate ori, dar ceva ce ați vrea să le spuneți în mod special azi? Să fie liniștiți. Ceea ce știu se va arăta la suprafață, va ieși. Mulțumim, doamnă profesoară. Salut! Mie la unul din examene nu mai știu dacă treapta întâi sau treapta a doua sau bacul, habar n-am, nu mi-aduc aminte, dar era 80 și ceva, mi-a picat Dobrogea asta și mie. De Geo Bogza. Treapta habar întâi. N-aveam, nu știam nimic. Am scris jumătate de pagină și am fost inspirat să o iau pe arătură cu Partidul Comunist și grija marelui conducător și ăsta de la Cernavodă, cu energia, cu doamna, cu chimistul, cu stimatul partid, cu absolut tot. Am scris numai bla 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 despre comuniști și partid. Am luat 8 pentru jumătate de pagină și am trecut. Ei, ai fost inspirat. Da, Dobrogea a fost la treapta întâi, mi-a picat și mie, prietene, suntem de aceeași vârstă. Jumătate de pagină, eu cred că am scris vreo 6-7 și scriam și mic. Păi și n-ai luat mai mult? Nu mai știu cât am luat. Că asta cu sincer, text mult era o strategie foarte bună, că de multe ori se plictiseau profesorii. Eu nu învățam comentarii pe din afară, sigur asta prezenta și riscul de a scrie o grămadă de tâmpenii, dar eram la fazele astea grafoman, scriam mult, n-am băgat cu tovarășa și tovarășa, n-am avut inspirația asta, dar poate că ar fi trebuit. Urarea din timpul facultății din anii 90, baftă, milă și pomană. Baftă, milă și pomană. Baftă zice să ai baftă de a pica pe unicul subiect pe care l-ai învățat, milă să ai parte de mila profesorului și pomană să primești ca pomană nota 5, ne spune Adi din Sibiu, sau poate mai mult. Hai avem... că o să fie bine. O să fie. Acum salut, mă numesc Julia și astăzi și eu am evaluare la română. Iar, în coincidență, astăzi este și ziua mamei mele și colegei mele, Briana. Le urez amândouă la mulți, mulți ani! Mulți ani! O să le faci o surpriză plăcută. Simt că și tu ești un pic șefă de promoție, așa. După vocea și siguranță. Că iar de dăurări. Da. În zi de examen. Sunt vesel, mă duc la examen, la mulți ani mamei mele și prietenii mele, Briana. Sigur o să ne distrăm la examen, o să fie drăguț, foarte tare, de-abia aștept. Mamă, cum erau colegii ăștia, nu înțelegeam deloc. Dar... și noi eram livizi. Înțelegi? Da. Zici că ne duceam la tăiere. Da, ziua asta, de ce a venit ziua asta în viața mea? Ce puteam să fac ca să nu vină? Da, multă baftă, copii. Dacă ne mai ascultați, uite, în 5 minute intrați la clase, plăcerea voastră...
Să le urăm cu toții, nu-i așa, mult succes noul an. Faceți cunoștință cu cei din preajmă, da. Poate, poate. Paște fericit și Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.